Numele meu este Raluca Pandor, iar de astăzi voi fi gazda jurnalului pentru studenți. Să fii student nu este tocmai un lucru ușor. Adesea ne lovim de diverse dificultăți studențești, dar fii fără grijă. Universitatea Politehnică Timișoara este alături de tine la tot pasul. În prezent, voluntariatul joacă un rol esențial pentru cariera ta de viitor. Astăzi există firme care nici măcar nu se vor mai uita la tine dacă nu ai desfășurat astfel de activități pe perioada studenției. Unde îți poți desfășura activitatea de voluntariat, dar și câte credite vei primi pentru această activitate sunt doar câteva din întrebările la care noi vă vom oferi un răspuns în materialul ce urmează. Aș vrea să vorbim astăzi despre activitatea de voluntariat, așa că o să încep prin a vă întreba dacă activitatea de voluntariat este la latitudinea studentului sau mai multă obligație, unde se pot desfășura aceste activități și câte credite primesc studenții noștri. Da, activitatea nu este obligație, pentru că e voluntariat și nu are cum să fie obligație. Este și la latitudinea studentului, dar bineînțeles acesta poate să aleagă dintr-un număr de activități agreate de către facultate sau de către universitate, de fapt, prin intermediul facultăților. Acum, numărul de credite e 2, este o comisie care se întrunește la final de an pentru universitar pentru a acorda aceste credite în funcție de un dosar care se depune la acea comisie. Activitățile sunt de mai multe tipuri. Pot să fie activități care pornesc din zona digilor studențești și atunci care, bineînțeles, deservesc într-o formă sau alta și ceea ce se întâmplă în facultate sau studenții din facultate, au tot felul de proiecte la care participă sau pot să fie activități necesare în cadrul universității în care universitatea sau facultatea ales, pe care universitatea sau facultatea le solicită. Să poate să fie, eu știu, realizarea unei aplicații, unei pagini web, de exemplu, pe partea de software, poate să fie o implicare în activități de promovare, de marketing la nivel de liceu pentru a veni studenți la admitere. Cum ați încurajat dumneavoastră studenții din poziția de prorector să aleagă activitățile de voluntariat? E foarte ușor pentru că, practic, în momentul în care ei s-au hotărât să aibă un proiect, de exemplu, dacă vine din zona ligilor, deci sunt cele două tipuri de cele două variante, dacă vine din zona ligilor, discutăm acel proiect, adică ei au nevoie câteodată pentru aceste activități și de o aprobare, să zicem, din partea facultății sau a universității. Și atunci discutăm acele lucruri și, bineînțeles, că au tot concursul nostru. Dacă e varianta inversă, am generat noi astfel de activități, legate de bibliotecă, legate de aplicații soft și așa mai departe, care în unele cazuri au fost voluntariat, în multe cazuri la început au fost voluntariat, iar ulterior, dacă activitatea devenea pe un termen mai lung, erau recompensați prin burse speciale. Pentru că o activitate de voluntariat pe parcursul unui universitar se poate face, dar în general e bine ca să se primească și anumite recompense.